audiență. Ne bucurăm să ne aflăm la Gimnaziul Pompei, la cea de-a treia dezbatere în format Karl Popper din cele 5 planificate în instituțiile de învățământ din raionul Cimișlia. Mulțumim administrației școlii pentru deschiderea de colaborare cu Lidan Moldova în desfășurarea dezbaterilor de astăzi. Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului Lidan Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului. Scopul acestui proiect este apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul Cimișlia prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială. Activitatea este implementată de Asociația Obștească Agenție de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară a proiectului consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei. Eu mă numesc Valaban Vladislav, voi fi prezentatorul evenimentului de astăzi și timekeeper-ul pentru runda de dezbatere. Permiteți-mi să vă prezint arbitrii, echipa noastră și invitații de azi. Arbitrii. Doamna Stoica Ioana, director a Gimnaziului Pompei. Doña Ana, membru Platforma de Dialog pentru Accesul la Justiție. Cigolea Olesa, profesoară în cadrul Gimnaziul Porumbrei. Domnul Nicolae Cristof, managerul de proiect. Și doamna Stoica Ioana, vă mulțumim pentru acceptarea invitației noastre și vă solicităm să ne spuneți un cuvânt de salut. Bună ziua, stimați oaspeți, stimați pedagogi, dragi elevi. Ne bucură foarte mult faptul că astăzi, în așa o zi mare, sărbătoare religioasă, 40 de sfinți, s-a primit că în instituția noastră, Gimnaziul Porumbrei, se va desfășura această sesiune de dezbatere și vă mulțumim că am avut onoarea de a primi propunerea dumneavoastră de a participa la această sesiune de dezbatere, cu chestii ceva interesant, ceva unde noi vom crește și vom afla multe interesante. Deci, nu rămâne decât să vă mulțumesc, să le urez succes echipelor și să fie deschiși spre lucru. Mulțumim mult! Domnul Nicolae. Bună ziua tuturor, sunt Nicolae Cristof, reprezint Agenția de Democrație Locală. Activitatea de astăzi face parte dintr-un proiect mai mare, care se implementează în 4 raioane, este finanțat de Ambasada Suediei, în Moldova este implementat de PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Institutul de Reforme Penale. Proiectul se numește la nivel de Republica Moldova Acces la Justiție. În raionul Cimișlia, noi am câștigat granturi și suntem responsabili pentru a implementa un șir de activități care să ofere sau să faciliteze, să informeze, să sensibilizeze categoriile din grupurile ținte, persoane marginalizate, persoane cu dizabilități, pentru a accesa pe instituțiile drepturilor, să aibă un acces mai ușor la justiție. Și activitatea de astăzi, dezbaterile și proba de cuin se înscrie în acest proiect, care este unul mare, și ne dorim ca să fie o activitate reușită și, de fapt, nu avem dubii că va fi astfel, deci urăm succes echipelor și participanților la quiz. Mulțumim! Mulțumim, domnul Nicolae! Având în vedere că dezbaterile au loc în format Karl Popper, avem două echipe. Echipa afirmatoare și echipa negatoare. Vreau să prezint echipa afirmatoare. Afirmatorul numărul 1. Șveț Alexandrina. Afirmatorul numărul 2. Amanu Adelina. Afirmatorul numărul 3. Făureanu Alexandru. Și echipa negatorilor. Negatorul numărul 1. Silimițan Andrian. Negatorul numărul 2. Login Elizabeta. Și negatorul numărul 3. Teleagă Cătălina. Să încurajăm, să le urăm succes și având în vedere că după rândul de dezbatere, cum a menționat domnul Nicolae, va avea loc și o probă quiz
pe platforma kahoot.it, vă voi anunța câteva reguli. După ce vom termina cu dezbaterile, vom avea o pauză de va fi o pauză de 10 minute în care o să desfășurăm 10-15 minute, o să desfășurăm proba de quiz. O să vedem cum o să facem. Poate o să prezentăm întrebările pe ecran, iar varianta de răspuns le veți avea în telefon, sau o să facem curios și întrebarea să apară în telefon. Între timp, arbitrii vor discuta care echipă a avut o prestație mai convingătoare și vor desemna câștigătorii. La fel, vă rog mult, până începe însă propriu zis dezbaterile, acolo pe perete am afișat un QR cod. Vă rog să-l scanați, mă refer la public. Vă rog să-l scanați, să-l accesați, acolo este un formular. Noi vrem, prin acest formular, să aflăm care sunt așteptările voastre de la evenimentul de astăzi, care cum credeți, este util, nu, oportun acest eveniment, dezbaterile, moțiunea de astăzi. Vă rog mult să-l completați. Domnul Nicolae, referitor la Wi-Fi. Da, deci noi am deschis hotspot-ul, deci găsiți rețeaua Kahoot și vă conectați la internet gratuit. Fără parolă, fără doar accesați cine are nevoie de internet ca să completeze chestionarul și atunci când va fi proba de quiz, de asemenea vă veți conecta la rețeaua Kahoot. Mulțumesc! Matiel, din Carol Popper, dezbaterile au loc într-un anumit regulă. Mai întâi echipa afirmatorilor, mai apoi echipa negatorilor. Unde vedem întrebări, răspunsuri? Vreau doar să vă întreb dacă cunoașteți regulile dezbaterilor. Cunoașteți timpul. Eu voi sta acolo, voi urmări timpul și vă voi atenționa câte minute v-au rămas pentru discursul vostru. Vă mulțumesc mult pentru completarea formularului de pre-eveniment. Și acum rog publicul, arbitrii, să cerimurite, să-i mateiți la momentele aduse de echipa afirmatorilor, negatorilor și vă urez succes! Din partea instanțelor judecătorești.
competente împotriva actelor care violează drepturile, libertății și interesele sale legitime. Nici o lege nu poate grăbi accesul la justiție. Articolul 51. Persoane cu dizabilități beneficiază de protecție specială din partea întregii societăți. Codul muncii al Republicii Moldova reglementează inclusiv încadrarea în câmpul muncii a persoanelor din categoriile defavorizate a persoanelor cu dizabilități, stabilind granițe și facilități pentru aceștia. Argumentul numărul 2 a echipei afirmatoare este organele de drept, centrele de siguranță pentru persoanele cu dizabilități. Organele de drept sunt Ministerul Muncii și Protecției Sociale, colaborează cu mai multe asociații obștești, inclusiv Alianța Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Societatea Nevăzătorilor din Republica Moldova, Societatea Persoanelor cu Dizabilități din Republica Moldova, în adresa cărora sunt transmise și preexaminare și avizare de acte normative și legislative care vizează drepturile persoanelor cu dizabilități. La nivel raional, Judecătoria Cimișlia, una dintre instituțiile cheie în asigurarea accesului la justiție în raionul Cimișlia este Judecătoria Cimișlia. Judecătoria răspunde disciplinar pentru abatere de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției. Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Cimișlia reprezintă ansamblu de măsuri și activități realizate pentru satisfacerea necesităților sociale ale persoanei cu familii. Conform articolul 47, dreptul la asistență și protecție socială. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, administrează și gestionează sistemul public de asigurări sociale pe care garantează cetățenilor dreptul la protecție socială. La nivel local, administrația publică locală. Legea privind administrația publică locală, în articolul 29, prevede că primăria exercită atribuțiile de autoritate tutelară locală în condițiile legii. Comisia multidisciplinară, la nivel de primărie, efectuează vizite la domiciliu, monitorizează familiile aflate în evidență, iar aici revin la criteriul echipei noastre, toți diferiți, toți egali. Argumentul numărul 3 a echipei afirmatoare este drepturile persoanelor cu dizabilități la justiție sunt respectate. Consultarea și analiza principalele probleme de acces la justiție cu care se confruntă grupurile vulnerabile în Republica Moldova și din Cimișlia. Principalele instrumente de lucru utilizate sunt interviurile individualizate sau de grup. Evaluarea propriu-zisă a familiilor și persoanelor cu dizabilități sunt organizate evenimente informative precum emisiuni televizate, mese rotunde, care au drept rezultat informarea categoriilor defavorizate de persoane. Persoanele din grupurile vulnerabile prin intermediul asistenților sociale în localitate sunt consultate și informate pentru solicitarea serviciilor juridice de care acestea pot beneficia. Autoritățile tutelare locale întreprind toate măsurile necesare pentru asistența și suportul acestor persoane, prin explicarea modalității de adresare a acestor, a cererilor actele necesare. Astfel, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt respectate. Revenind la acțiunile echipei noastre, toți diferiți, toți egal. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept întrebări. Ei sunt bolnavi pentru că au probleme cu
au probleme locomotorice sau probleme de dizabilitate și prin faptul acesta ei sunt discriminați. Persoanele cu dizabilități suferă de discriminare din partea justiției? Nu. Cât salariu primesc persoanele cu dizabilități și cu cât este redusă ziua de muncă? În discursul meu nu am menționat acest lucru. Bine, mulțumesc. Inclusiv la repararea unor eventuale prejudicii suportate.
Ei știau să percepți, doar din surse în mass media sau din auzite. Informarea insuficientă și neobiectivă, fiind acest instrument de manipulare și destabilizare. De aceea afirmăm că persoanele cu dizabilități nu au încredere în sistemul justiției. Argumentul numărul 2. Lipsa încrederii în sistemul justiției. Lipsa încrederii sau nivelul scăzut al acesteia se datorează multor factori de ordin subiectiv, dar și obiectiv. Una dintre cele mai frecvente cauze de ordin obiectiv ce diminutează încrederea în sistemul justiției este necunoașterea, sau mai bine zis, cultura minimă la un nivel minim. Odată ce nu se cunoaște procedurile de justiție, critice, bănuit că vor fi înșelați, induși în eroare, nedreptățiți, din acest suferent, justiția este văzută mai degrabă ca o injustie. O altă cauză a unui astfel de percepții a sectorului justiției rezidă în deformare. Conform raportului anual al Direcției Asistenței Sociale și Protecția Familiei, au dat dovadă că nu au soluționat toate cauzele pe care le-au avut. În același timp, neîncrederea în justiție este provocată deseori de însăși actorii care o înfăptuiesc. Acest lucru nefiind deseori intenționat. Cauza unui astfel de fenomen este neînțelegerea sau explicarea insuficientă și nu bineînțelesul a drepturilor și a obligațiilor care nu cunosc că orice decizie poate fi contestată, că are dreptul de a beneficia de un avocat, de o asistență juridică calificată, garantată de stat. Revenim la criteriul nostru, spre un viitor sigur. Argumentul numărul 3. Acces fizic redus pentru persoanele cu dificultăți. Activitatea de evaluare a instanțelor juridice a fost efectuată în baza unui chestionar privind îndeplinirea de către instituții dirigenților de accesibilitate fizică și informațională. Pentru persoanele cu dizabilități, în cazul evaluării, s-a descoperit neconformități cu normative de accesibilitate. În special, clădirea nu dispune de rampă de intrare, fiind instalate șine din beton, prezentând pericol înalt de accidentare. Grupurile sanitare nu sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt accesibile din cauza pragului lunar și lipsei pabajului tactil. De asemenea, nu există posibilitate de acces pentru persoanele cu dizabilități spre etajele superioare. Sunt dificil și practic imposibil. Lipsesc bare de suport, ceea ce pe timp de ploaie, zăpadă, având o înclinare mare a unghiului, creează dificultăți de urcare pe corect. Mulțumesc, vă așteptăm de voi. Echipa oponentă. Sunt vorbitorul 3 al echipei
afirmatoare prima. Și am menirea de a trasa câteva întrebări în legătură cu numărul 1 al echipei Triada. Ați menționat că persoanele cu dizabilități nu au cunoștințe juridice. Atunci cine ar trebui să se informeze? Eu cred că persoanele cu dizabilități ar trebui informate de către persoanele care sunt, adică un avocat sau, dar din cauza că avocatul trebuie plătit și persoanele cu dizabilități nu au surse, din cauza asta ei nu sunt informați. Ce limitează accesul la justiție? Spune-mi cu toată întrebările. Ce limitează accesul la justiție? Accesul la justiție este limitat de lipsa de informare. Despre care clădire ați avut în vedere în argumentul 3? În argumentul 3 am avut în vedere de clădirea, adică de judecătoria din Raionul Cicilia. Mulțumesc! Ați menționat că persoanele cu dizabilități nu au suport juridic, de aceea nu se pot adresa în instanță de judecată. Vreau să întocmiți ce trebuie să conțină acel suport juridic. Acel suport juridic ar trebui să conțină ce trebuie să facă această persoană cu dizabilități, adică să fie dus, adică informația care trebuie întocmită la o judecătorie sau la... Adică ar trebui să conțină informații despre... Adică, indiferent de temă care va... Și persoanele cu dizabilități nu dispun de acest suport juridic? Nu. Aveți un exemplu concret în care au fost neglijate drepturile persoanelor cu dizabilități de către instanțe de judecată? În discursul meu nu a fost așa informație. Bine, mulțumesc! Tipa negatoare, vreți să-mi vizitem? Mai aflați, am zis că vizitem de doar vă pregăti pentru... Bună ziua, stimate arbitru, în echipe și echipă Bonilte, îi numesc Ana Madalina, sunt afirmatorul numărul 2 al echipei prima. Motivul nostru de astăzi este persoane cu dizabilități au accesul la justiție, Raionul Cicilia. Criteriul nostru este toți diferiți, toți egali. Înainte de a prezenta argumentele proprii, aș vrea să combat argumentele echipei negatoare. Argumentul numărul 1. Persoanele cu dizabilități sunt puțin informate despre drepturile juridice. Nu suntem de acord cu argumentul numărul 1, deoarece persoanele cu dizabilități pot percepe și au dreptul să se apere. Fiecare om, chiar și cel cu dizabilități, cunoaște că toate problemele grave legate de procese penale sau convenționale pot fi soluționate prin intermediul justiției. Argumentul numărul 2. Lipsa încrederii în justiție. Noi nu suntem de acord cu argumentul numărul 2, deoarece în momentul în care e o problemă gravă, singura soluție este să apelezi la justiție. Și atunci toată încrederea este în justiție. Asta este în cazul persoanelor cu dizabilități care au încredere în justiție și dispun de un ajutor conform legilor și drepturilor. Argumentul numărul 3. Acces fizic redus pentru persoanele cu dificultăți. Noi nu suntem de acord cu argumentul numărul 3, deoarece există legi care măsoară că au apărut noi mecanisme speciale pentru persoanele cu dizabilități, cum ar fi Convenția ONU. Judecătoria este o clădire care cunoaște că ar trebui să fie toate mecanismele necesare. Iar cum aș vrea să întăresc cazul propriu cu dovezi și date statistice? Argumentul numărul 1. Persoanele cu dizabilități au dreptul egal cu ceilalți. Persoanele cu dizabilități au dreptul să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cazul procedurii penale contravenționale. Curtea Constituțională a constatat că articolul 51 din Constituție consacră dreptul persoanelor cu dizabilități de a se bucura de protecție specială. La 1 ianuarie 2020, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul estimat al persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 177.000 de persoane, inclusiv 10.700.000 de copii cu vârstă între 0 și 17 ani. Acele date arată că persoanele cu dizabilități reprezintă 6,7% din populația totală a țării cu reședință obișnuită, iar copii cu dizabilități 1,9% din numărul total al copiilor cu reședință obișnuită în Republica Moldova. Nici lege nu poate îngrădi accesul la justiție, reacțiunii criteriul nostru, toți diferiți, toți egal. Argumentul numărul 2. Organele de drept, centrele de siguranță pentru persoanele cu dizabilități. Organele de drept au ca scop ajutare și protecție persoanelor cu incapacități. Constituția Republicii Moldova consacră în articolul 47 dreptul la asistență și protecție socială. Statul este obligat să ia măsuri pentru că orice om să aibă un nivel de trai decent care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei lui. Cu
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, grijă medicală, precum și serviciile sociale necesare. Din numărul total de persoane cu dizabilități la nivel de țară, 173.558 la data de 01.01.2021. În raionul Cimișlie locuiesc 2.239 de persoane, ceea ce constituie 1.28%. În cadrul judecătoriei Cimișlie, sediul central activează 6 judecători, majoritatea având o vechime în funcție de judecători de 3-4 ani. Numărul de angajați este 29 de persoane, funcționari publici și funcționari tehnici. În statele de personal figurează specialist coordonator pentru relațiile cu publicul și mass media, serviciul de asistență psihopedagogică care are ca scop asigurarea și respectarea drepturilor copiilor la dezvoltare, educație, protecție, reintegrare și socializare în comunitate. Centrul de sănătate prietenos tinerilor sublinează disponibilitatea membrilor acestei de a oferi tot suportul necesar pentru conștientizare, prevenirea problemelor de sănătate și prin conferirea activităților informaționale și educaționale. Argumentul numărul 3. Drepturile de privire accesului la justiție a persoanei cu dizabilități sunt respectate. Ca parte a tratatului privind drepturile persoanei cu dizabilități, Republica Moldova asigură respectarea drepturilor acestor persoane în alte domenii. De asemenea, Direcția Atenției la Justiția Familia, raionul Cimișlia, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2020, că au fost organizate 15 ședințe, mi-au fost expuse 111 cazuri soluționate de autoritatea federală teritorială în conlucrare cu autoritatea federală locală. A fost acordat ajutor bănesc familiilor cu mulți copii în suma de 212.200 de lei de la Serviciul Social de Sprijin pentru Familie cu Copii. Din număr total de adresarea beneficiarilor centrelor de plasament temporar, circa 1.500, 15% au necesitat consiliere, 38% susținere informațională, 6% soluționarea unor probleme personale, 6% raportarea cazurilor de abuz și violență. Mulțumesc pentru ascultare și aștept întrebările voastre. Un minut. Din nou eu, vorbitorul numărul 1 al echipei afirmatoare triada și am venit echipa negatoare triada și am venit de a adresa niște întrebări vorbitorul numărul 2 al echipei afirmatoare. Cum pot fi soluționate problemele produse de justiție? Justiția nu trebuie probleme. Câte persoane cu dizabilități beneficiază de ajutor social în raionul Cimșlia? Am spus că persoane cu ajutor social sunt la număr sunt multe, dar nu. Și toate au fost soluționate? Nu au fost toate, dar ele sunt în curs de soluționare. Câte centre sunt în raionul Cimșlia care asigură condiții de viață a persoanelor cu dizabilități? Centre pentru a ajuta persoane cu dizabilități. Toate funcționează. Orice persoană cu dizabilități percepe ca o persoană fără dizabilități? Nu. Bine, mulțumesc. Thank you.
Bună ziua, stimați abituri, timekeeper și echipă ponentă. Eu mă numesc Lăsul Reza Veta, supăstător număr 2 a echipei Necal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 c
au acces la justiție. Eu astăzi am Emilia de Apatie, medie echipă Poniente și aș ajunge la cază Probudovesc cu Crete. Voi începe combatia medie echipă Poniente. Argumentul numărul 1. Persoanele cu dezabilități au drepturi egale cu ceilalți. Noi nu suntem de acord cu acest argument, deoarece persoanele cu dezabilități sunt discriminate deseori referitor la drepturile lor. Iar drepturile celui nu sunt respectate. Ce este de ori nu le ridică acestul la drept? Argumentul numărul 2. Oricare de drept ce este siguranță pe persoanele cu dezabilități. Organele de drept deseori nu își împlinesc munca neoferind tuturor persoanelor cu dezabilități, centre de siguranță. Cu acest fapt, nu sunt de acord cu acest argument. Argumentul numărul 3. Dreptul persoanelor cu dezabilități la justiție este respectat. Noi nu suntem de acord cu acest argument, deoarece dreptul persoanelor cu dezabilități nu sunt respectate. Deci, deseori se întâlnesc discriminarea și ridică, dând o poate de drepturile lor, nu sunt respectate. Dar voi voi la cazul meu, argument numărul 1. Persoanele cu dezabilități sunt soluții informate despre dreptul la justiție. Lipsa de informare și comunicare defectuoasă constituie o altă barieră care se confruntă persoanele cu dizabilități. Persoanele cu dezabilități au reprezentat 6,7% din populația țării. Cu respectul obișnuită, avem cu dezabilități au fost 2,59% din numărul total al copiilor cu respectul obișnuită. Aproape pe fiecare așa pe persoană, care se arată 15% s-a salvat categoria celor cu dezabilitate severă. Dacă este să zicem că problemul de mare din omul de punct în Canada, acesta nu s-a încălcat față de anul 2016. Fiind pe care se simtă foarte bine în anul 2016, este procentajul de 10,3% la 8,3%. Ponderea celor care se consideră mai degrabă informații este de 42,6% la 45%. Asta este un indicator care este caracteristic al celor care se consideră de loc informat, de la 15% la 22%. Aceste cifre sunt în descreștere, ce ne demonstrează că persoanele cu dezabilități sunt puțin informate despre dreptul la justiție. Argumentul numărul 2. Fiața clientele din sistemul justiției. Conform raportul anterior de direcție, asistentul celor de fiața familiei, din anul 15 pe anul 2020, mai mult cei au stat la 22 persoane. Au fost efectuate 3.676 vizite la domiciliu, iar doar 72 de cazuri au fost tratate și închisele către direcția asistențială și direcția familiei. 176 cazuri sunt în lucru, iar 100 de cazuri sunt în proces de monitorizare post-intervenție. Prin acest fapt am ajuns la procentajul de 0,43% de probleme rezolvate în toate solicitările. Încrederea în dreptul la justiție. 76% din români au încredere în justiție. Iar 20% au încredere la justiție, este vorba de minim al încrederii, comparabil de anii 1999 sau 2000. Din 1998 până în prezent, maxim încrederea românilor la justiție a fost înregistrat în anul 2002. 60-63% dintre români sunt nemulțumiți, foarte nemulțumiți, de activitatea guvernului în domeniul justiției și 80% de activitatea guvernului în combaterea corupției. Argumentul numărul 3. Accesul fizic pentru persoanele cu dificultăți. Dacă curând de dezabilități ale lucrurilor la 5 lia, ea se clasifică între 90% de persoane. Dezabilitate accentuată la 56% 1249 de persoane. Dezabilitate medie 592 de persoane, 26%. În raionul Cimișlea locuiesc 2239 de persoane. Iar din 153 de clădiri sociale din Raionul Cimișlia, doar 58 sunt dotate cu rampe pentru persoane cu dizabilități. 41 dintre acestea nu corespund cerințelor și sunt practic impotente de folosit. Mulțumesc pentru atenție aceste întrebări. Mulțumesc pentru atenție aceste întrebări. Mulțumesc pentru
și amenirea de a adresa câteva întrebări negator numărul 2 echipei 3. Cum puteți să demonstra că drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt respectate? Cum am spus, drepturile lor nu sunt respectate deoarece nu sunt informate corect despre dreptul la justiție și deja prin argumentele care ați auzit. Care sunt acele categorii de persoane cu dizabilități? Chiar nu puteți uitați că categoria de dezvoltare locuitoare în Raionul Cioșleu este de dezabilitate severă la 80%, dezabilitate accentuată 56% și dezabilitate medie 26%. Câte cazuri au fost cu privire la drepturilor persoanelor cu dizabilități neglijate? Nu am adus așa informație, nu am pus costul. Că persoanele cu dizabilități sunt neglijate. Câte cazuri? Am spus despre cazuri care au. Aveți un exemplu concret în care? Am spus, au fost efectuate 1676 de vizite la domiciliu, iar 72 de cazuri au fost funcționate. Mulțumesc! Bună ziua, stimate arbitru, timekeeper și echipa oponentă. Sunt Făureanu Alexandra, vorbitorul 3 al echipei prima și amenirea de a concluziona jocul și întări cazul propriu. Discutăm în baza moțiunii, persoanele cu dizabilități au acces în raionul Cimișlia. Criteriul echipei afirmatoare este toți diferiți, toți egali. Dar mai întâi vreau să confirm că colegele mele v-au convins că persoanele cu dizabilități au acces la justiție prin combaterea argumentelor echipei oponente. La combaterea argumentului 1, persoanele cu dizabilități sunt puțin informate despre drepturile juridice. Echipa afirmatoare afirmă că persoanele cu dizabilități cunosc drepturile juridice de la administrația publică locală care informează localnicii cu dizabilități despre drepturile lor în domeniul justiției. Argumentul 2, cu care echipa noastră este în contradictoriu, sună în felul următor. Lipsa încrederii în justiție. Confirmăm dezacordul la acest argument, deoarece toată lumea își soluționează problemele mai complicate prin intermediul justiției. Pentru că justiția cuprinde și soluționează problema conform legilor și drepturilor persoanelor care solicită ajutor. Argumentul 3. Acces fizic redus pentru persoanele cu dizabilități. La combaterea acestui argument susținem că la intrarea în clădiri există scări pentru persoanele sănătoase și o porțiune plată pentru persoanele cu probleme locomotoare. Acest lucru ne demonstrează faptul că încă se modernizează accesul fizic al persoanelor cu dizabilități locomotorii, creând condițiile favorabile pentru situația lor. Iar acum am scopul de a consolida cazul propriu. Considerăm că persoanele cu dizabilități au acces la justiție și vă prezint argumentul 1. Persoanele cu dizabilități au drepturi egale cu ceilalți. Protecția persoanelor cu dizabilități este garantată de articolul 51 din Constituția Republicii Moldova. Cum a menționat afirmatorul 1, la cerințele Convenției 1 a fost punerea în aplicare a legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Potrivit acestea, persoanele cu dizabilități beneficiază de capacitate juridică în egală măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieții, iar după caz și de măsuri de protecție și asistență juridică în exercitarea capacității juridice. Astfel, revin la criteriul nostru, toți diferiți, toți egali. Argumentul 2. Organele de drept, centre de siguranță pentru persoanele cu dizabilități. Instituțiile cheie în asigurarea accesului la justiție în raionul Cimișlia sunt Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, ce reprezintă ansamblul de măsuri și activități realizate pentru satisfacerea necesităților sociale. Și Judecătoria Cimișlia, care răspunde disciplinar pentru abaterile de la angătoriile de serviciu. În fiecare primărie au fost create și activează echipe multidisciplinare locale în scopul susținerii familiilor social vulnerabile, care efectuează vizite la domiciliu, participă la evaluarea situației și la întocmirea planurilor individualizate. Deci, datorită acestor echipe multidisciplinare, organele de drept sunt centre care asigură securitatea. Argumentul 3. Drepturile cu privire accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități sunt respectate. Republica Moldova asigură respectarea drepturilor acestor persoane în toate domeniile vieții. Astfel, au fost create interviuri, focus grupuri cu reprezentanți ai grupurilor vulnerabile, precum și cu specialiști care interacționează constant cu grupuri din raionul Cimișlia. A avut loc procesarea și analiza datelor, în cadrul cărora s-a constatat succesele periodice în permanenta dezvoltare spre adaptarea persoanelor cu dizabilități. Acum aș vrea să concluzionez cazul jocul nostru de astăzi.
În procesul dezbaterii am constatat că negatorul 1 a menționat că actorii care înfăptuiesc justiția pot cauza neîncrederea în justiție prin neexplicare pe neînțeles a drepturilor și obligațiunilor persoanelor cu dizabilități, ceea ce este total greșit, deoarece în informarea acestor persoane activează echipe multidisciplinare la nivel de fiecare primărie, care colaborează în soluționarea situațiilor de dificultate și ocupă un rol important în informarea acestora. Iar actorii de justiție doar soluționează problemele persoanelor conform legilor. Astfel nu poate exista neîncrederea în justiție. Am mai identificat că negatorul 2 a avut date și a confirmat că într-adevăr activează aceste echipe multidisciplinare, spunând că au fost efectuate 3.676 vizite la domiciliu și 72 de cazuri soluționate de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei. Astfel demonstrăm validitatea argumentului nostru, organe de drept, centre de siguranță pentru persoanele cu dizabilități. Am identificat următoarele arii de conflict. La întrebarea cine informează persoanele cu dizabilități despre drepturile lor, negatorul 1 a menționat că avocatul care înfăptuiește justiția, ceea ce nu este corect, deoarece persoanele cu dizabilități sunt informate de către APL. La fel, în timpul cross-sexului, vorbitorul 2 s-a înțelat în discuție și obținut negatorul 1 răspunsul la întrebarea ce limitează accesul la justiție. Vorbitorul 2 al echipei negatoare a prezentat date despre localnicii din România, însă noi discutăm despre cetățeni din raionul Cimiștia. La întrebarea cum puteți demonstra că drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt respectate, vorbitorul 2 a făcut o pauză, ceea ce înseamnă că, de fapt, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt respectate. Considerați cu încredere că v-am convins că, indiferent de dizabilități, aceste persoane sunt puternice și dispun de un acces liber la justiție. Iar prin argumentele noastre vom adus la cunoștință cu legile organizațiilor, cadrelor și convențiilor că, într-adevăr, este așa. Iar prin datele statistice menționate de afirmatorul 2 și informațiile aduse de afirmatorul 1, am întărit și am demonstrat validitatea criteriului nostru, toți diferiți, toți egali. Vă mulțumim mult pentru atenție! Bună ziua, stimate arbitru, timekeeper și echipă oponente. Eu sunt iarăși Leac Cătălina, vorbitor numărul 3 al echipei negatoare. Astăzi am venit de a face concluzia jocului. Moțiunea de astăzi este: persoanele cu dizabilități au acces la justiție în raionul Cimișlie. La argumentele echipei afirmatoare, noi am combătut cu argumentul numărul 1. Persoanele cu dizabilități au drepturi egale. Colegele mele al echipei noastre negatoare au combătut argumentul cu cuvintele: persoanele cu dizabilități nu au drepturi egale, că drepturile sunt încălcate. Argumentul numărul 2. Organele de drept, centre de siguranță pentru persoanele cu dizabilități. Negatorul numărul 1 a combătut argumentul cu cuvintele: organele de drept nu oferă siguranță și protecție. Iar negatorul numărul 2 cu cuvintele: organele de drept nu își încetinează muncă. Argumentul numărul 3. Drepturile persoanelor cu dizabilități la justiție sunt respectate. Negatorul numărul 1 a combătut cu cuvintele că drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt respectate și duce în eroare. Negatorul numărul 2 cu cuvintele că persoanele cu dizabilități întâmpină discriminarea. Criteriul nostru spre un viitor sigur. Acum aș dori să întăresc cazul propriu. Argumentul numărul 1. Persoanele cu dizabilități obțin informații despre accesul la justiție. Cum am menționat vorbitorul numărul 1, persoanele cu dizabilități nu au cunoștințe juridice necesare pentru a depune plângeri, cereri sau cererea privind aplicarea ordonanței de protecție și lipsa suportului juridic nu se pot adresa în instanța de judecată. Iar vorbitorul numărul 2 a demonstrat prin studiile anterioare că procentajul de persoane care sunt informate despre justiție este foarte mic, de 10,3%, 8,3%. Și procentajul celor deloc informați a crescut de la 11,4% până la 14,3%. Argumentul numărul 2. Lipsa încrederii în sistemul justiției. Cum a spus vorbitorul numărul 1, odată ce nu este cunoscută o procedură, persoana o privește sceptic și critic, bănuind că va fi înșelat, indus în eroare, nedreptățeți.
ceea ce dovedește deja lipsa de încredere a persoanelor cu dizabilități în sistemul justiției. Iar consecința acestui fapt deja ne dă dovadă că persoanele cu dizabilități nu au acces la justiție. Argumentul 3. Acces fizic redus pentru persoanele cu probleme locomotore. Referitor la accesul fizic în clădirea instituțiilor de stat, se atestă că nu există bare de suport, majoritatea rampelor sunt acoperite cu pavaj bun, dar pe timp de ploaie zăpadă, având o înclinare mare a unghiului, creând dificultăți de urcare cu gurâie, revenind la spusele vorbitorului 1. Cum a indicat vorbitorul numărul 2, că din 153 de clădiri sociale din Raionul Cimișlia, doar 58 sunt dotate cu rampe pentru persoane cu dizabilități, dintre care 41 din acestea nu corespund cerințelor și sunt practic imposibile de folosit, confirmând criteriul nostru spre un viitor sigur. Cum aș dori să spun concluzia? În concluzie vreau să spun că noi merităm câștigul, de orice v-am convins prin argumentele noastre, bine întărite, am adus date statistice, concrete, am combătut argumentele echipei afirmatoare și v-am demonstrat că persoanele cu dizabilități nu au acces la justiție. Are de conflict, vorbitorul numărul 1 al echipei afirmatoare, în timpul procesului, a menționat că persoanele cu dizabilități sunt discriminate. În discursul său a menționat Decretul Muncii, care prevede ziua de muncă redusă. Însă când am întrebat de cu câte ori este redusă de muncă, ziua de muncă a spus că nu a avut așa informații. Vorbitor numărul 2 a spus că persoanele cu dizabilități percepe ca o persoană sănătoasă. Însă când am întrebat vorbitorul numărul 1 despre a spus că nu percepe ca o persoană sănătoasă. Nu a adus date concrete câte cazuri sunt în așteptare de rezolvare. Vorbitorul numărul 2 s-a dat de partea noastră spunând că persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de drepturi ca orice alte persoane, dând dovadă că persoanele cu dizabilități nu au acces la justiție. Afirmatorul numărul 3 a menționat că scările sunt pentru persoanele sănătoase, dar nu și pentru persoanele cu dizabilități. Vorbitorul numărul 3 a adus informații nouă despre justiția din Cimișlia și informații ceea ce nu prevede ce au spus colegele ei, depășind timpul 30 de secunde. Avem voie să avem colegele și chiar dacă am făcut pauză, era doar din cauza pentru a se gândi și a răspunde corect. Mulțumesc de atenție! Mulțumim mult echipelor, afirmatori, negatori. Ambele au avut o prestație bună. Bravo! Vă rog să aplaudeți. Eu cred că fetele au meritat. Acum rugăm arbitrii să discute care totuși din echipe au avut o prestație mai convingătoare. Argumentele pro sau contra au fost mai valoroase și mai semnificative. Acum invit juriul, cineva din juriu, să spună decizia cine s-a împredicit în locul 1 și cine în locul 2. Eu am mai multă experiență. Da, vă rog. Jurizat comparativ cu colegile. Deși eu sunt la a treia rundă de dezbatere, prima dată am văzut ca afirmatorii să aibă mai multe argumente decât negatorii. Pentru că cunoaștem cu toți că societatea noastră, persoanele cu dizabilități, confruntă cu defavorizare masivă, nu doar în domeniul justiției, dar atâta timp cât afirmatorii au fost mai organizați, mai atenți, au fost, au ochit așa mai atent punctele țintă, voi ați fost cei mai puternici de această dată. Eu zic, în experiența mea este prima dată, mi-a trezit un semn de întrebare fetele de la negator, de ce ați fost emitere de la cifre din România. Asta ne-a dus în nedumerire, probabil nu numai pe noi, dar și pe voi. Ați dispus, ați folosit multă informație, dar la un moment dat, probabil fie din prea multă, fie din emoție, nu ați aranjat-o acolo unde trebuia. Dar asta este o experiență.
Asta este o lecție. Învățați-vă să vă argumentați punctul de vedere. Învățați-vă să vă-l, să vi-l faceți și să vi-l apărați. Și nu numai în acest context, dar și când ieșiți în afara școlii. Voi sunteți cei care veți promova drepturile persoanelor defavorizate, fie ei colegii voștri, fie ei persoane vârstnice, fie persoane cu dizabilități. Noi vă dorim succes. Spunem, este o experiență și pentru câștigători și pentru pentru cei învinși, este o experiență, faceți concluzii și mergeți mai departe. Succes! În concluzie, afirmatorii sunt cei care au fost astăzi mai plini de argumente și de inițiativă în această rundă de dezbatere. Noi vă mulțumim! Acum o să premiem participantele de la echipa legător, Silimițan Andrian. Poftim, vizet de cărți și oricum. Se apropie rugii Elizabeta. Și se decernează către linii temeare. Să acordăm certificate echipei învingătoare. Deci, Făureanu Alexandru. Poftim, țineți acest certificat. Se apropie Alexandrina Șveț. Decernăm Adelinii Aman. Felicitări! Sperăm ca seturile cărți să vă placă. Noi le-am ales cu mare chin. Cu fotografii de grupă. Lumină.